Mobilizare serioasă astăzi la lacul Firiza din zona municipiului Baia Mare. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, și vicepreședintele Consiliului Județean, Radu Trufan, au răspuns invitației de a participa la o acțiune de ecologizare organizată de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș. Activitățile au avut loc pe întreaga rază a lacului Firiza și, împreună cu numeroși voluntari, au fost strânse cantități de deșeuri deloc de neglijat. Favorabil au răspuns inițiativei SGA Maramureș și senatorul liberal Cristian Niculescu Țigârlaș și deputatul Călim Bota. Este normal să ne gândim la natură. Primăvara și arată frumusețile și atunci trebuie să curățăm activitățile noastre incorrecte față de natură și față de semenii noștri. Motiv pentru care o zonă foarte importantă pentru Baia Mare, barajul Firiza, trebuia să fie curățat pentru că foarte mulți oameni ne socotesc dorințele noastre a tuturor celor care vrem un mediu curat și un mediu ecologic. Au fost zeci de tineri împărțiți pe mai multe grupuri astfel încât să nu existe o problemă de apropiere socială care să conteste efectele și relaționarea în timp de pandemie. Și mâine vreau să vă spun că o să fie o acțiune în Parcul Regina Maria, organizată de către ASOC. Sunt mai multe acțiuni care se realizează și felicit pe cei care organizează astfel de acțiuni, pentru că acest tip de atitudine socială, eu zic că este cea mai bună. Acțiunea de astăzi a dorit să fie și un exemplu de bune practici prin care se reduce poluarea apei. În cadrul turului ghidat, voluntarilor le-au fost prezentate și detalii tehnice ale barajului Strâmtor Firiza. SGA Maramureș a anunțat că au fost adunați astăzi peste 1000 de saci cu mizerii.